Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni, proiect de țară, 2 decembrie, cea mai rămas din România după 1 decembrie 1918. Dragi prieteni, ieri v-ați uitat la televizor și eu m-am uitat la televizor, n-am fost la muncă, am stat și am văzut parade de dimineață până după prânz, am stat și am văzut premieri, am văzut președinți și mai noi și mai vechi, cum țineau... Le bătea inima în piept atât de tare încât trebuia să-și țină o mână în dreptul inimii, să nu le zvâgnească prea tare, să le sară din piept. De mândri, de bucuroși că fac parte din această națiune, că fac parte din acest popor, că gestionează direcția, viitorul acestui spațiu românesc. Oameni buni, haideți să facem o analiză în această seară și vă invit și pe dumneavoastră cei de acasă să trecem puțin în revistă România, de la un capăt la altul, și să vedem de la 1918 încoace cam ce ni s-a întâmplat. O să trecem mai ușor peste perioada comunistă, pentru că știm, era un stat destul de închis, avea granițele destul de închise, investițiile străine în România erau puține, am trimis și noi, mă rog, vagoane, garnituri în Rusia, cu tot felul de lucruri. Asta contează mai puțin. Vreau să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat, hai să zicem, de la 1 decembrie 90 până la 1 decembrie 2015. Și o să vă dau câteva elemente ca să încadrăm puțin tema din această seară. De la 1918 încoace, după ce România a devenit o Românie rotundă cât de cât, am rămas în felul următor. Am rămas fără 3 milioane de români plecați după 90 din România să-și caute destin în altă parte, un destin mai bun, să-și caute casa în altă parte. Am rămas fără 2 milioane cel puțin de hectare de pământ, de teren arabil, în cele mai bune zone ale țării, pământ înstrăinat străinilor. Am rămas fără 70% din România care a fost concesionată străinilor, companiilor străine, în vederea exploatării resurselor naturale. Că vorbim de gaze, petrol sau alte bogății ale subsolului. Am rămas fără foarte multe hectare de păduri. O să vorbim și despre lucrul acesta, o să vă dăm și o cifră mai exactă. Am rămas și rămânem de asemenea în fiecare an fără aproximativ 30 de miliarde de euro care pleacă drept profit spre companiile străine care operează în România. Institutul Național de Statistică spune că ne-au mai rămas gaze pentru 9 ani de zile, ne-au mai rămas cărbuni pentru 9 ani de zile, și de asemenea ne-a mai rămas petrol pentru 19 ani de zile. Toate acestea se întâmplă, dragi prieteni, în timp ce, repet, în fiecare an de 1 decembrie, că a fost Traian Băsescu, că a fost Ion Iliescu, că a fost Constantinescu, că e acum Iohannis, toți ies la parade, dau salutul și onorul armatei române și pun mâna la inimioară așa și spun: vai cât de dragă mi-e țărișoara asta și vai ce sentiment de plin am că guvernez în această țară. Ei, această țară de la un 1 decembrie la un alt 1 decembrie din anul următor se subțiază, fraților, devine mai străvezie, devine tot mai goală de resurse, rămâne tot mai în fundul gol, ca să spunem așa. Despre asta vorbim în această seară. Vă invit și pe dumneavoastră cei de acasă, o să aveți numărul de telefon înscris pe ecran. Vă invit să moderăm împreună în această seară această emisiune. Invitatul meu, profesorul Avram Fițiu. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Domn profesor încă este mândru, este bucuros. I-a rămas un dram de bucurie după ziua de ieri, de 1 decembrie. A fost la Alba Iulia, am înțeles, da? Ca la orice român, sigur. Ca la orice român. Bun. Cât de depline sentimentul ăsta, domnule profesor, când după 1 decembrie, pe 2 decembrie, privești din nou România, cum să spun eu, obiectiv. Nu devii brusc, nu știu, supărat, mâhnit, că 1 decembrie marchează, de fapt, cum vă spun, de la un an la altul, o diminuare, o scădere a României? Sigur, 1 decembrie este o zi de sărbătoare și toți trebuie să o simțim ca atare. 2 decembrie, adică astăzi, este o zi de lucru.
în care va trebui ca până anul viitor, la 1 decembrie, să vedem ce avem de făcut fiecare pentru țara asta. Pentru că un patriot înseamnă un individ care nu se întreabă ce faceți în România pentru el, ci se întreabă ce face el pentru țară timp de un an de zile, între 1 decembrie și 1 decembrie anul viitor. Este pentru mine o zi de bilanț, în care astăzi, în 2 decembrie, mă întreb ce am făcut în acest an 2015 pentru România. Mă întreb dacă mi-am făcut datoria pentru țară sau nu. Și aici nu mă refer doar la locul de muncă, ci mă refer la locul de muncă și extra loc de muncă, în timpul meu liber, ce am putut să fac pentru țara asta. Am venit cu o idee în plus, am venit cu o acțiune în plus ca să pot ajuta cetățenii României de a fi mai coezivi, de a-și putea propune obiective serioase și, în primul rând, de a-și putea recupera valorile. Pentru că ce spuneți este corect. De la un an la altul, această țară este devalizată de bunuri materiale și de valori. Ați amintit doar partea de devalizare legată de bunuri. E, da, n-am pomenit de valori, cum să spun eu, patrimoniale, de valori intrinseci, de resursă umană. Absolut. Ei bine, România este devalizată nu doar material de la un an la altul, ci este devalizată și din punct de vedere imaterial. Adică se lovește în tot ceea ce înseamnă element emblematic al unui român. I se lovește în steagul, în drapelul pe care îl poartă. Uitați-vă la drapelul României de astăzi, care nu are nicio simbolistică. Toate drapelele unor țări din jurul tău, din jurul României, au o simbolistică. Noi, Transilvania, nici măcar n-am fost pe simbolistica atunci când a existat o simbolistică pe drapelul României. Deci o țară care nu are drapel. Indivizi, țărani care n-au drapel. În luna aprilie eram în Polonia la un festival al oierilor care își trimiteau oile la munte. Și acolo se prezentau delegațiile a sute de sate de oieri din Cehia, Polonia și Slovacia, oieri vlahi. Fiecare delegație venea cu drapelul satului din care provenea. Fiecare sat avea pe drapel însemnele caracteristice meseriei pe care o aveau în statul respectiv. Oier, văcar, legumicultor, ce-o fi ca și meserie. Deci o țară care nu are drapelul corespunzător. Pentru că atunci când am fost ieri la Alba Iulia, nu numai eu și alții, am cântat imnul național și ne-am oprit la anumite strofe pe care n-am putut să le mai... Ce treabă aveți cu imnul? Nu înțeleg. Ce ne deranjează? Că... În afară faptului că imnul României e ca un ceas deșteptător, adică trebuie să-l ascultăm în fiecare dimineață și după ce-l ascultăm ne culcăm la loc, că alminte n-ar trebui să-l... Deșteaptă-te române în fiecare dimineață, domn profesor. Deșteptarea asta nu-i definitivă la un moment dat? Nicio țară nu-și glorifică cuceritorii. Iar noi ne glorificăm prin imnul de stat cuceritorii, invadatorii, care au subt bogățiile acestui teritoriu. Alți invadatori, alți spoliatori, doar că s-a întâmplat acum 2000 de ani. Astăzi îi acuzăm pe cei care ne-au furat de 25 de ani de zile sau în ultimii 100 de ani. Dar, domnule profesor, poate... Iar imnul țării astea glorifică invadatorii care ți-au luat toate bogățiile materiale și nu numai, și cele imateriale. Așa că o țară care n-are repere morale, n-are repere valorice, imateriale, cum este drapelul, imnul, este o țară care este în bătaia vântului. Asta am simțit-o ieri la Alba Iulia. Ca durere în suflet. Că nici măcar nu mai avem reperele. Cea mai puternică țară a lumii se numește Statele Unite ale Americii. Este țara în care sondajele în ultimii 50 de ani arată că sunt pe primul loc în lume la nivel de patriotism. Ați văzut vreun film, domnule profesor, fără steagul Americii? Nu. Patriotism înseamnă ați pentru ei... Ați văzut multe filme fără fotbalul american, fără alte lucruri care aparțin cumva? Totul este raportat la simbolistică la americani. Iar ei conduc lumea. Ei sunt națiunea care ne dau lecții de democrație, de economie, de politică, de tot ce vrem. De război, dacă trebuie. Ei sunt astăzi referința pentru noi toți, nu? Ei avem ca și referință. Ei sunt mari patrioți. Pentru ei, simbolul național, nu numai de ziua națională, de 4 iulie,
ci zilnic îl poartă în suflet și îl poartă afișat la locul de muncă. Dacă merge la un meci de fotbal, îl au acolo afișat. Asta înseamnă o țară ca și America. Noi, ca și națiune, astăzi, pe lângă că ne sunt spoliate resursele materiale, pământul, apa, pădurile și tot ce mai avem sfânt, ne sunt spoliate și valorile imateriale care ar trebui să ne țină la oaltă. Pentru că noi, ca și nație, vă întrebați de ce ni se fură aceste avuții naționale. Simplu. Suntem o țară de egoiști. De la Herodot ni se spune că această nație, dacă s-ar uni indivizii unii cu alții, ar fi un popor de neînvins la nivel mondial. De pe vremea lui Herodot ni se spune că suntem egoiști, că dacă am avea coeziune, am avea o națiune puternică. Aceasta este marea problemă acestei nații, suntem indivizi egoiști, când mergem peste hotare ne lovim unul pe celălalt, când suntem în țară ne lovim unul pe celălalt. Spunea cineva, am avut un curs acum 3 zile, vineri la facultate, un curs legat de oieri, despre tot ce înseamnă valori culturale pe care oierii din România le-au pierdut, și unul dintre participanți spune, o țară care își omoară conducătorii își merită soarta. Și m-am întrebat, dar de ce dacă acei conducători au făcut rău poporului român? Și mi-a răspuns în felul următor, era un primar. Și mi-a spus, conducătorii reflectă în oglindă felul tău de a fi și de a arăta. Dacă tu ești urât ca individ, cum vrei să ai conducători mai presus de tine? Înseamnă că și ei vor fi la fel de urâți ca și tine și n-ai dreptul să ți-i omori. Doamne ferește, în zi de Crăciun. Mă rog, de omorât asta e limpede, însă povestea asta cu emanația e a lui Ion Iliescu și noi nu vorbim de ei. Eu nu vorbim de ei. Conducătorii sunt emanația societății. Eu nu vreau să cred lucrul ăsta și nu cred că lucrurile sunt așa. Sunt emanația dacă elitele nu-și pot încăpea spre binele națiunii și încap în aceste competiții toți șmecherii. Haideți să fim să fim serioși. Asta e cu alte cuvinte scuza. Bă, voi arătați foarte prost. Prin urmare, o să vă conduc absolut imbecilizant, pentru că sunt după chipul și asemănarea voastră. Evident, din moment ce noi am votat, nu? Nu avem pretenția, domnule profesor, că cei care ne conduc sau cei care ne învață în școli reprezintă o elită? Noi astăzi sunteți după chipul și asemănarea studenților? Ei vă emană pe dumneavoastră? Sau dumneavoastră îi formați pe ei? Adică, haideți să fim serioși. Este o formare participativă. Vineri am făcut un curs în care eu eram cel format și studentul era profesor. Noi metode democratice în care noi profesorii trebuie să înțelegem care este așteptarea publicului pentru acel învățământ. Haideți să luăm un prim telefon. 0264 431 231. Ce-a mai rămas din România, dragilor, după 1918, 1 decembrie? Cum arată România astăzi? Cum va arăta anul viitor de 1 decembrie? Pot să fac rămășa cu dumneavoastră, să fac pariu pe cât... Am putea juca țara asta la pariu până la urmă. Am face bani, probabil. O să propunem introducerea la pariuri a, nu știu, a unor etape dintre astea, cam în ce ritm se va mai vinde, se va mai concesiona România până la 1 decembrie anul viitor. Despre asta vorbim în această seară și vreau, din punctul nostru de vedere, de asemenea, să văd opinii. Bună seara! Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Un pic mai tare vă rog să vorbiți și spuneți-ne cum vă numiți și de unde ne sunați. Bună seara! Eugen Iosif Vucicu mă numesc, sunt din Caraș-Severin, localitatea Iam. Vă ascultăm! Domnul meu, vorbiți frumos despre patriotism, s-au arătat multe defecte. Haideți să vă arăt și eu sau să vă spun despre patriotismul parlamentarilor noștri. Vă rog! Fiindcă este emisiune de agricultură și cred că nu vă deranjează. Anul trecut s-a votat legea 17 privind vânzarea pământului. Parlamentarii noștri, scumpi și dragi, mari patrioți, au votat. Primii care pot să ia pământul sunt arendașii, care, scuzați-mă, nu prea sunt români. Da. Eu, din localitate, să zic patriot, dar poate că nu, trebuie să zic că o să se vadă. Vreau să cumpăr pământul vecinului, că e vecin. Nu am voie că este arendat. Da. Poate să fie arendat, dar vreau să-l cumpăr. Nu, primul este arendașul. Ăsta e patriotismul la noi.
Deci noi suntem vânduți străinilor. Eu da, da, de 1 decembrie îi vedeți, domnule Iosif, pe toți cum bat, aproape că le vine să bată pas de defilare, de încântare, de extaz, că reprezintă România. Domnul meu! Vă rog! Domnul meu, dacă îi ascultăm cum vorbesc, ne apucă plânsul și mila de ei. Dar când îi vedem cum lucrează și ce fac, ne vine să îi împușcăm pe toți. Nu se poate ca eu să încerc să iau un iugăr de pământ, un lanț, cum se spune în Banat, că lanțul are 5800 de metri, care a rămas vechea noastră măsurătoare de 5800 de metri. Nu poate să vină arendașul austriac care stă pe undeva prin Spania, zice, nu, eu îl iau că eu l-am arendat. Păi eu sunt vecin, eu cunosc toate vecinătățile de ani, de zeci de ani, din bătrâni. Vine el și spune, nu, eu, așa scrie legea, eu sunt primul. Ca să iau un iugăr de pământ, un lanț, cum spunem noi, trebuie să aștept luni de zile, să mă chinui, să plec. Eu, ca să vină copiii de afară, din cei 3 milioane care trebuie să le asigur ceva încoace, ce le asigurăm? Ce le dăm? Unde să vină? Vedeți, 10, va fi o surpriză pentru românii plecați de acasă, atunci când se vor întoarce foarte mare parte dintre ei, vor avea tot vecini străini. Până ai lipsit de acasă, a venit străinul, s-a instalat la tine și vii pe un județ, pe 3 comune, toți aceia care vin acasă o să aibă vecini. Cu cine ești vecin, mă? Cu Johan, cu Hans, cu Roberto, Carlo, cu cine vrei tu. Uite, în felul ăsta se întâmplă. Atunci când pleci tu de acasă, știți că era piesa, mă rog, poezia aia de copii. Când pisica nu e acasă, șoarecii joacă pe masă. Vin, frate! Vin peste tine și te invadează. Sau cine pleacă la plimbare pierde locul de onoare. Ne-am dus la plimbare 3 milioane de români. Locul de onoare era acasă, pe pământul strămoșesc, al lui mama și al lui tata. Dar dacă l-ai lăsat de izbeliște... S-au dus să aducă bani să-și cumpere utilaje, că nimeni nu i-a susținut. Da, dar însă până fac bani de utilaje, domnul Iosif, să știți că pământul se scumpește, pământul e cumpărat și tot acolo rămânem. Când ai plecat de acasă, era hectarul de pământ 500 de euro. Când te întorci din Italia sau din Spania de la muncă, zici că ți-ai pus bani deoparte, hectarul e 10.000 și în România. Și constați că ai stat degeaba și în Italia și în Spania. Că cumperi tot atât cât puteai să cumperi înainte și să pleci. Dacă stai în România, stai degeaba, fiindcă... Și dacă stai în România, stai degeaba, fiindcă parlamentarul nostru îi dă întâietate la străin, nu mie ca român, domnul meu. Aici vreau să spun, trebuie schimbată legea. Ori sunt eu cetățean român prioritar, ori dacă înducă-se, atunci se vândă tot la străini și pe mine nu mă mai interesează. Asta e durerea noastră. Da. De ce altul este înaintea mea ca român? Totdeauna străinul la noi este văzut altfel decât românul. Noi suntem o țară, domnule Iosif, ospitalieră. Oaspeții să poftească în față. Cei de acasă să rămână la ușă. Și când s-o ridica străinul, îi mai dăm și lui câte ceva, da? Domnul profesor, iată, e o atitudine absolut justă. Dacă un popor primitor, am primit tot soiul de refugiați economic din Germania, Franța, Danemarca, care au cumpărat pământ în România. Se numesc refugiați economic. În sensul că la ei acasă, având doar 30 de hectare de pământ, nu își puteau atinge visul economic pentru familia lor. Și le trebuiau 3.000 de hectare, 10.000 de hectare, iar acest vis economic se putea realiza doar într-o țară de inconștienți numită România, care vinde fără probleme 1.000-10.000 de hectare. Iată ce spuneați dumneavoastră, adică românul îi dă la joale și acasă și afară. Uite cum face și parlamentarul, ce spune domnul Iosif, e absolut curat. Adică te duci și te uiți în parlamente, că ați pomenit de Polonia, pomenit de Ungaria, pomenit de Bulgaria, oameni care au spus pas, deocamdată nu suntem pregătiți să vindem terenuri. Hai să vedem care și este cauza. Și acceptă în parlamentele lor să spună, bă, ne punem de-a curmezișul, chiar dacă am negociat și ne-am târguit cu Europa în felul acesta, nu putem face asta. Ori ai tăi acasă, îți dau... Bun, a dat vina pe parlamentar e foarte simplu, e ușor, avem toate motivele. Dar hai să vedem care sunt cauzele fenomenului. De unde vine această problemă? Eu cred că această situație dezastruoasă de la 1 decembrie la 1 decembrie, an de an, vine de la o lipsă de implicare a individului, a cetățeanului român. Vă dau un exemplu. Franța are astăzi 1 milion de
asociații neguvernamentale de minim 3 indivizi care fac politică, politică civică. Minim 3 indivizi, pe aceeași lege și din România. România nu are acest spirit civic în care 2-3 indivizi... Da, mă, 3 din bloc, ne asociem și avem ceva de spus. Un da, milion de ONG-uri. Și atunci ai spirit... La 60 de milioane de locuitori. Exact. E colosal. Un ONG la 6 francezi. Absolut. Deci minim 3, probabil că asta e media, 6 mă rog. Indivizi, da. În așa fel încât acești indivizi fac politică. La ce mă ajută să dau vina pe un om din politică pe care eu l-am votat, că vin de țara la străini, când noi, ca și indivizi, nu facem politică? Ce înseamnă politică? Ați servit cetatea. Asta spunea Solon în Grecia antică. Ați servit cetatea înseamnă politică. Pentru asta ai nevoie de instrumente. Primul instrument se cheamă astăzi ONG-ul, al doilea se cheamă partidul. Cum ne permitem să criticăm un factor politic inconștient, corupt, pe care noi l-am votat și noi să nu ne asumăm nicio răspundere ca indivizi că nu am exercitat un drept democratic de a ne apăra cetatea? Ce am făcut noi? Domnul profesor, acum iertați-mă, ar trebui să devenim, cum să spun eu, votăm niște găini în Parlament și după aia facem, nu știu, ne facem doctor veterinar ca să ne păzim de... Adică stați un pic. Nici în felul ăsta să... Ok, nu avem cultura exercițiului civic, asta e limpede că nu avem. Însă nici să facem un soi de poliție după aia. Adică vă v-am votat acolo, acum facem niște ONG-uri ca să vă presăm să faceți binele. Dar promis. Asta înseamnă democrația. Așa funcționează. Asta, dar democratică... Așa merge în America, în Germania. Bun, așa... dar nu ar fi bine, domnule profesor, ca mai întâi acei oameni care sunt reprezentanții noștri în Parlament să învețe acest dicton și anume politică înseamnă a servi cetatea? Nu, pentru că... Măcar atâta. În democrație există o altă regulă, a doua regulă, după regula de a-ți servi cetatea. Este aceea în care, dacă nu există un echilibru de forțe în societate, o forță fiind mai puternică decât alta, în cazul României, da, factorul politic, abuzuri, se creează abuzuri. Așa pentru este. Că tu, baza societății, dormi și doar din 4 în 4 ani te activezi și votezi pe acești indivizi și apoi îi lași în pace 4 ani de zile. N-ai dreptul moralmente să-i lași în pace 4 ani de zile, ci ești obligat ca 4 ani de zile să-i monitorizezi, să-i supraveghezi, să vezi ce au făcut cu dreptul pe care ți l-au luat cu acordul tău. Bun, mai luăm un telespectator. Bună seara! Alo, bună seara! De unde ne sunați? Cum vă numiți? Alo, bună seara! Ureche Ironim, numesc din Spania, vă sun. Domnul Ironim, da? Da. Vă ascultăm, domnul Ironim. Ce faceți acolo? Domnul, din nou, cu familia, muncim, suntem din 2002, suntem aici în Spania. Câți ani aveți, domnul Ironim? Eu undeva la 47 de ani. 47 de ani. Doamne ajută. Domnul, din nou, în legătură cu parlamentarii, în legătură cu toată clasa politică posibilă din țară, chiar și din primării, chiar indiferent din ce loc din țară, noi, ce puțin eu, unul mi scârbă să mă uit la el la televizor. Eu anul ăsta, anul trecut, de fapt, mi-am cumpărat un tractor, utilajă, pluguri, remorcă, de toate. În România? Am venit în țară în primăvară, am arat, în toamna asta, în octombrie, a fost din nou, mi-am făcut o plantație de 4 hectare de crătină. E, bravo! Pe banii mei. Pe banii mei am făcut tot. Unde ați făcut cultura asta, domnul Ironim? Pe o măsură așa, să unul pe numele nevestei, fiindcă se încadrează. Acum, de exemplu, proiectul mi-e eligibil, din câte știu. Problema e că mie mi se zice, după ce procesul ăsta, proiectul ăsta e eligibil, mi se mai zice încă o grămadă de acte și nenorociri, pentru ce? De exemplu, dacă tu ești eligibil, păi atunci la ce mai... Da. Cer, ați reușit, dar fără loc. Știți cum se reușea pe vremuri. Ce ai reușit copilul la școală, dar e fără loc. Da. Unde aveți cultura asta? Unde ați înființat cultura asta de tine? Lunca Ilvei, Bistrița Năsăud. A Bistrița Năsăud. Și acolo sunteți cu soția, cu copii? Ai, suntem cu soția, cu copii, avem casă, avem toate copiii mici la școală aici, că aproape nici mai vorbesc bine românește. Încercăm să ne tragem cu timpul acasă, dar
Dacă tot așa continuă nenorocitățile politicieni, mai bine s-ar lua undeva, mă înțelegeți, pe lângă apă, de exemplu, pe lângă Someș, la noi, la Bistrița, să se ia o barcă de hârtie. Am înțeles. O să ducă... Ei, haide să nu le propunem lucruri nasoale, că nu le plac ăsta, nu le vrem să le stricăm sărbătorile acum. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să găseți... Mila lui Dumnezeu, să mă iertați. Ce lucrați, ce lucrați în Spania, domnul Ironim? Domnul, eu lucrez în agricultură, lucrez în pomicultură, am făcut și cursuri de fitosanitare, o nevastă mea, cop clasă, am făcut cursuri aici, lucrează acum de câțiva ani, de 5-6 ani, lucrează într-un azil de bătrâni, într-o rezidență, ca asistentă. Că dacă era în țară, nu-i căde sapa din mână, să știți, la legile se le fac politicienii noștri. Sau noi, dacă am plecat în afara țării, am plecat că am zis, bă, venim în afară, dar nu stăm, cum am venit eu. Zic, stau 3 luni și mă întorc în țară. Păi nu m-am mai întors, m-am dus în țară, mi-am adus familia aici, că aici e mai bine. Da, noi, mulțumesc tare mult, domnul Ironim, pentru telefon. Să... Nu putem să faci nici de stare la piață. De cum să te realizezi sau să-l spari ceva în viitor sau, de exemplu, cum facem noi acum, investim în România, mă înțelegeți, și încercăm să facem ceva. Doamne ajută, mulțumesc tare mult pentru telefon, să vă dea Dumnezeu sănătate, sărbători cu pace și cu bucurie. Luăm pauză de publicitate, ne întoarcem apoi, oameni buni, și continuăm discuția cu profesorul Avram Fițiu și cu dumneavoastră cei de acasă. Ne-am întors, dragi prieteni, proiect de țară. În această seară vorbim despre ce a mai rămas din România după 1918, 1 decembrie. V-am spus la începutul ediției de astăzi că România a rămas cel puțin în ultimii 25 de ani fără 3 milioane de bărbați și femei plus copii care au plecat să-și facă, așa cum spunea domnul Ironim, din Spania adineauri, să-și facă o viață mai bună acolo, uitând aproape copiilor să vorbească limba română, o fi semn de lipsă de patriotism sau nu, nu știu. Eu zic că, așa cum spunea latinul, unde ți-i bine, acolo ți-i patria până la capăt. A rămas fără milioane de hectare de teren agricol. O să vă dăm și o hartă, să o vedeți cam cum arată harta vânzării terenurilor în România. O să vă arătăm de asemenea și o hartă care ne arată iarăși cam cum se configurează. Iată, aceasta este harta vânzării terenurilor în România. Poate reușiți să citiți mai de aproape. Vedeți și investitorul străin care este prezent în acea zonă. Apoi, a rămas, cum vă spuneam, fără 70% din teritoriul României, un teritoriu care, iată cât e decolorat el acolo, a fost concesionat bucată cu bucată. Ce vedeți mai alb acolo, sunt munți. Nu prea s-au putut să se instaleze în munți, să extragă din ei ce și-au dorit, dar asta va urma probabil în viitorul apropiat. Deocamdată facem așa, provocăm o calviție teribilă muntelui, decupând păduri fără milă. 70% din teritoriul României, resursele naturale din România au fost concesionate unor mari jucători din Europa și din altă parte a lumii. În așa fel încât 30 de milioane, aproximativ miliarde de dolari, de euro, pardon, în fiecare an pleacă ca și profit al unor asemenea companii în străinătate. Asta în vreme ce nouă ni se aruncă pe politica comună, nu doar politica agricolă comună, ci în general pe bugetele europene, ni se alocă pentru 7 ani de zile vreo 38 de miliarde de euro, din care contribuim și noi în cei 7 ani cu vreo 10 miliarde de euro datorie la PIB-ul comunității europene. Prin urmare, la calitățile și capacitatea noastră de a absorbi bani europene, am făcut exercițiul ăsta 7 ani de zile, ne râde lumea, reușim să luăm vreo 50-60% din toți banii ăștia. Drept urmare, în 7 ani de zile, dacă păpăm, să spunem așa, din punga Europei, vreo 15 miliarde per total de euro, e mare lucru. Asta în vreme ce, vă mai spuneam, în fiecare an, circa 30 de miliarde pleacă afară. 30 ori 7, faceți o socoteală, o să vă dea o sumă absolut halucinantă, vreo 200 de miliarde de euro în 7 ani de zile. Cam de atât ai deposedată România, cam cu atât să alege. Dăm 200, luăm vreo 15. Dar, cum să spun, suntem fericiți
Suntem încântați că Europa încearcă să ne aducă la o zonă de coeziune economică, socială și așa mai departe. O glumă proastă, desigur, și asta. Domn profesor, haideți să continuăm discuția noastră. Ați văzut ce spunea domnul Ironim din Spania? Cum vi se pare? Îți iei copiii la un moment dat pentru că te-ai dus pentru 3 luni de zile, constați că tot vii acasă, încerci să faci o investiție, tot trebuie să rămâi acolo, chiar dacă ai 4 hectare de cătină în România cultivate, aștepți ele să-ți intre pe rod, faci investiții în agricultură și totuși spui, mi-am adus copiii abia că învățând de limba spaniolă, te întâlnești cu ei cât se poate de rar, probabil, seara la culcare, pentru că muncești dacă te-ai dus în Spania, nu stai să te uiți la televizor. Și iată copii care pleacă de acasă, vorbind mamă-tată în limba română, ajung după ani de zile să vorbească limba spaniolă și să le fie tot mai străină limba maternă. Oamenii aceștia trăiesc o dramă. Deci trăiesc o dramă. Să zicem că material au calmat, să zicem, durerea din punct de vedere material, dar trăiesc o dramă, niște costuri colosale. Trăiesc o dramă sufletească. Pentru că i-ai separat de rădăcină, de părinți, de frați, de neamuri, de pământul lor, de tot ce înseamnă țara lor. Iar drama aceasta și-o exprimă vărsând năduful când dau ocazia, fie unui politician, fie la un televizor, așa cum se întâmplă acum. Deci oamenii aceștia reprezintă forța vie acestei societăți românești. Cu această forță de 3 milioane de indivizi, România ar putea să se reechilibreze. Dacă nu se întorc acasă ca să-și pună energia pentru această țară și să schimbe ei lucrurile, pentru că ce-am rămas noi acasă, cei care n-am plecat, n-avem forța necesară să schimbăm România doar noi, fără ajutorul lor. Suntem o țară de oameni în vârstă, rămași acasă, forța vie a plecat, ei nu pot să aibă pretenția ca părinții lor la 70 de ani să schimbe politic în bine această țară. Această schimbare pot doar ei să o facă dacă vin aici și să participe la această schimbare, să pună umărul, nu doar din 4 în 4 ani. Nu, zi de zi este nevoie ca energia lor să fie pusă pentru schimbare. Altfel, la ei în sat, primarul, care are în fața lui 700-800 de familii de oameni în vârstă, părinților, o să-și facă de cap, indiferent cine ar fi primarul și cât de bine ar fi intenționat primarul. Văzând că nu are un raport de forțe în fața lui echilibrat și în fața lui există doar dezorganizare socială, primarul, indiferent cine ar fi, intră într-o verticală a puterii în care uită de fapt care este rolul și va crea derapaje în acea localitate. Că nu avem raport de forță. Alo, bună seara! Alo, bună seara! De unde ne sunați? Cum vă numiți? Din județul Timiș, oraș Făget, sat Bunea Mare. Mă numesc Mihalca Nicolae. Spuneți, domnul Nicolae. În legătură cu ocuparea terenurilor de către străini. Da. Am un hectar și aproximativ 30 de arii care mi s-a ocupat abuziv. Acel teren l-am lucrat timp de 33 de ani, care l-am cumpărat cu casa, că eu de fapt nu sunt de aici, din zonă, sunt de la Bistă, am mutat aici. Așa. Domnul Nicolae Ceaușescu, nu s-au făcut contractele pe pământ, doar pe casă. Iar eu când l-am cumpărat de la proprietar, am cumpărat cu tot cu pământ. Bun, și cine va ocupa terenul acum? Un bucureștean care a plantat nuci. Anul trecut a plantat pe terenul meu nuci, a mai cumpărat câteva terenuri în jurul meu. Păi acolo. Și de la cine l-a cumpărat? Nu v-a spus că îl cumpără? Știm un nume, avem un nume. Stați un pic, noi aveți un titlu de proprietate pe terenul ăla? Nu avem titlu de proprietate pentru că așa au fost legile încă... Bun, dar la primărie ați întrebat, nimeni altcineva nu primise titlul pe terenul ăla? Da, în registrul agricol plătesc impozit pe terenul ăla și e la mine în poziție terenul. Bun, dar dincolo de registrul agricol, pe baza registrului agricol sau altor documente s-au emis la un moment dat niște titluri de proprietate. Pe terenul acela a primit cineva titlul de proprietate? S-a emis, da. A primit? Păi eu nu știu să fi primit. Păi da, întrebați la primărie atunci, că s-ar putea ca primăria să fi dat terenul cuiva. Probabil că l-a dat cuiva care l-a vândut mai departe.
Și atunci, de ce tot eu plătesc impozit pe acea suprafață de teren? Păi, de ce? Că așa e România. Dacă poate să plătească doi impozit, de ce să nu plătească? Bun, asta trebuie să mergeți până la urmă la un avocat să vă adresați instanței pentru a rezolva situația asta, pentru că nu eu... Mă rog, n-avem cum să o rezolvăm noi la televizor. 0264431231. Ce-a mai rămas din România? Haideți să discutăm punctual pe teme de felul acesta. Acum, abuzuri personale, că ni se întâmplă că nu ne ies metri pătrați la teren, e cu tot o altă poveste, o poveste particulară. Discutăm acum de o poveste comună. Comună, povestea comună e România, ce a rămas din ea, felul în care o administrează băieții ăștia deștepți. Cum i-o fi chemând pe fiecare în parte. Aș răspunde oarecum colegului, pentru că situația lui, indiferent că este bucureștean sau străin, care vine și uzurpă un drept, există o tactică de lucru și ar fi bine să fie explicată, să înțeleagă oamenii. Există în această țară două tipuri de proprietari. Proprietari de fapt, prima categorie, și a doua categorie, proprietari de drept. Trebuie să înțeleagă țăranul român că dacă este doar proprietar de fapt, n-are cum să-și poată păstra pământul pe care l-a moștenit de la părinți sau l-a cumpărat. Ce înseamnă proprietar de fapt? Înseamnă că, ca în cazul domnului, are eventual o adeverință de punere în posesie, nu are titlu, sau în cazul fericit are chiar și titlu de proprietate, se numește proprietar de fapt. Își lucrează pământul dacă nu este deranjat de cineva. Dar, dacă mâine vine cineva lângă el, își cumpără un pământ, îl întăbulează, devine proprietar de drept. În momentul când îl întăbulează și îl întăbulează pe coordonate GPS, în care cele patru colțuri a parcelei sunt foarte clar cunoscute prin satelit, și dacă trebuie să-l împingă pe vecinul lui mai încolo cu 50 de metri, 300 de metri sau un kilometru, legea îi permite să-l împingă mai încolo, sute de metri, pe regulă, primul venit, primul servit, la nivel de întăbulare, adică coordonate GPS. Asta nu înțeleg oamenii, că astăzi, în România de astăzi, a avea un titlu sau o adeverință de punere în posesie nu înseamnă mare lucru dacă n-ai dus această înregistrare din punct de vedere juridic la faza juridică de drept, adică de întăbulare. Și atunci, bineînțeles, degeaba în registru la primărie ești evidențiat și plătești impozit, pentru că registru parcelar, un alt document în care arată toate parcelele respective, care sunt vecinii, nu este foarte clar. N-a fost făcut registru parcelar. Sunt două chestiuni diferite. A merge și a fi beneficiar la APIA înseamnă o procedură diferită de aceea de a fi proprietar de drept sau de fapt. Astăzi, asta se întâmplă. Alo, bună seara! Bună seara! De unde ne sunați? Vă sun din Dragalina, județul Călăraș. Cum vă numiți, vă rog? Mareș, Constantin mă numesc. Spuneți, domnul Constantin. Aș vrea să, nu știu cui să mă mai adresez. Am cumpărat teren în vecinătatea autostrăzii Soarelui, București-Constanța. Da. Înainte de a se modifica legea asta cu oferte, cu cărți funciare, cu tot, cu tot. A trecut perioada în care antecontractul care l-am făcut eu cu proprietarul care mi-a vândut terenul a expirat. Nu putem să facem cadastru, nu pot să fac carte funciară pe terenul care l-am cumpărat, pentru faptul că autostrada, din fiecare parceluță de teren pe unde a trecut, da, a dezmembrat terenul și a luat, de exemplu, dintr-un hectar a luat poate 100 de metri pătrați. Autostrada și-a făcut carte funciară pe terenul de sub ea, iar pe celălalt l-a lăsat baltă. Am luat legătura cu firmele de cadastru care au făcut cărți funciare și pe partea de nord și pe partea de sud a autostrăzii. Am luat legătura cu cabinetul de avocatură care s-a ocupat de documentație, care s-a ocupat de procese verbale cu proprietarii, de hotărâri, de despăgubiri. Așa. La momentul ăla, proprietarii nu aveau succesiuni, nu aveau moșteniri făcute. Din acest motiv,
n-au fost despăgubiți și nu sunt în posesia procesului verbal și a hotărârii de guvern prin care sunt despăgubiți. Am umblat, deci avem 3 ani. Am fost la Ministerul Transporturilor în audiență de câteva ori. Am trimis mail-uri. Nimic. Deci, practic, sunteți în imposibilitatea astăzi de a întăbula terenul din care statul, guvernul și-a luat o bucățică și a intabulat o are acte de proprietate pe ea și pe noi ne-a lăsat baltă. Am înțeles. În cazul ăsta, funcționari de la Ministerul Transporturilor ne-au spus că este foarte greu să se dea o eventuală hotărâre de guvern pentru 2-3 parceluțe. Păi e vorba de 2-3 parceluțe sau e vorba de un fenomen masiv? Da, da. Deci sunt și alții în situația mea. Mm-hmm. Bun, dar sunteți vătămat în a vă lucra pământul sau nu? Adică Nu. Nu. Am înțeles. Deci am cumpărat terenul, am făcut la momentul ăla un antecontract, am dat banii proprietarilor, au făcut succesiuni, au făcut moșteniri, ne mi-au făcut procură să pot să-mi rezolv actele, care se ocupă la CNADR-ul ăsta, care se ocupă de terenurile expropiate. Deci practic ar trebui să aveți și de la ei un aviz sau ce Dumnezeu vă trebuie de acolo? Deci practic ne trebuie o hotărâre de guvern prin care să ne dea voie să ne intabulăm și a mai rămas din bucățica pe care și-a luat-o și ei. Mm-hmm. Da. Iată cum poți deveni o victimă în țara asta, iar după ce ai devenit victima unui sistem, cum să spun eu, nu ne împușcăm conducătorii, Doamne ferește. Dar ce fel de conducători sunt ăia care vin și îți vatămă proprietatea, care îți spune aceeași Constituție după care, pe care jură și ministrul și parlamentarul, nu? Că o va respecta, dar uite cum o respectă. Adică lași pe om în plata Domnului și spui, bă, mi se rupe, n-am eu treabă, nu pot să-ți dau ordonanță de guvern ție. Eu n-am auzit până acum de un fenomen, adică să vorbim de mii de oameni care sunt să fie vătămați. Da, acum dânsul spune, mai sunt și alții. Nu știu cât e de... Că, în mod normal, fiind vorba de investiții publice, da, de interes național, cu siguranță sunt legiferate ca și procedură de expropiere și de stabilire juridică a proprietarilor. Dar vedeți că erau oameni care încă nu erau, n-aveau procedurile făcute, n-aveau moștenirile făcute și n-au fost chemați nici la despăgubire, adică a trecut autostrada pe la ei pe teren și ei nu existau, că nu figurau nicăieri. Lipsa de cadastru din România este o mare problemă care va crea complicații pentru foarte, foarte multă lume, pentru că asta înseamnă lipsa de cadastru, nu? N-ai clar juridic delimitată pe acela respectivă, cum a cumpărat dânsul, a cumpărat de la oameni care nu aveau succesiuni făcute. Bun, până așa s-au făcut aceste succesiuni, probabil că cei de la CNADR aveau o procedură care nu le permitea, nu cunosc aspectul absolut deloc, dar cred că baza problemei este lipsa de cadastru. Alo, bună seara! Alo, bună seara! De unde ne sunați? Cum vă numiți? Din județul Arad vă sun și am intrat acum, am deschis televizorul în emisiune și am văzut că se discută ceva despre legea întăbulării cu terenurile. Mă rog, acolo am ajuns, aș prefera să nu discutăm de întăbulări, discutăm despre ce vedeți pe ecran cu prioritate. Da, haideți, spune și noastră problema acum și nu, după ce... Eu am ieșit din cameră, acum nu văd, am deschis, am ieșit ceva... Nu-i bai, ia spuneți-ne! Eu am cumpărat și eu ceva teren aici, într-o comună. Așa. M-am întăbulat pe terenul respectiv. Și nu știu cum se poate face că am cumpărat de la om terenul cu titlul de proprietate și în baza planului parcelar care e la primărie, după harta respectivă. Deci corespunde titlul cu harta. Da. Și când m-am întăbulat, m-am trezit că m-am împins cu 200 de metri mai în jos de unde am eu terenul. Într-un canal acolo. Și acum la apea, eu lucru terenul pe poziție normal, cum l-a avut omul, dacă mă duc și dau CF-ul la apea și mă bagă după coordonate în calculator, nu mai puși că unde lucrurile pe... Da, practic, noastră, în fapt, vă munciți pământul unde l-ați cumpărat. Deci eu muncesc... Doar că pe cadastru apăreți cum cu totul altă parte. Da, dar să mai spun încă două probleme care le am. Că am câteva zeci de hectare de teren cumpărate și eu. Deci eu apar pe cadastru în altă parte și m-am dus la inginerul topograf care m-a întăbulat și îmi spune, băi, s-a întăbulat și m-a greșit în parcelă. Dar planul parcelar, când se făcea întăbularea, trebuia avizată de primariu. Așa este. Și primarul nu știu cum a avizat planul parcelar, că
ca să se întabuleze primul greșit acolo. Și acum trebuie să umblu în parcela respectivă, îs câteva firme străine care au cumpărat teren. Și ca să-mi facă repoziționare, eu am plătit odată toate taxele la CFEU și întăbularea expertul care m-a întăbulat, trebuie să-i plătesc din nou toate pozițiile câte sunt parcele și nu mă poate repoziționa că nu găsește firmele. Da, ar trebui să fie un proces acolo de mișcare. Păi, da, trebuie să fie o procedură, totuși cine o greșit să răspundă, domnule. Eu nu știu. Adevărat, e adevărat, însă... Să mai spun încă ceva. Deci în anul 2000 am cumpărat o suprafață de teren de la un unchi de-a meu. Titlul de proprietate a rămas la mine și atunci se cumpăra la notariat. Se putea face contract de vânzare la notariat în perioada aia. Și eu nu m-am întăbulat pe terenul respectiv până acum. Acum m-am dus să mă întăbulez pe teren și am văzut o firmă străină pe suprafața mea de 70 de ani, cât am de la asta cumpărat 70 de ani. Era întăbulat cu 42 și lui era terenul vis-a-vis. Bine, aici am rezolvat-o la nivel de primărie. Inginerul topograf mi-a făcut repoziționarea. Eu am plătit și repoziționarea acolo și asta și m-a rezolvat. Da, e o țară a problemelor, adică de unde aveai destule, îți mai adaugă unii alții alte probleme. Nu vă dau decât un exemplu. Un exemplu așa de vecinătatea Clujului, într-o comună, cea mai mare comună din România, cu aproape 30.000 de locuitori, Florești. Dacă te duci la tribunal și te uiți pe ușile alea care judecă fond funciar, vezi Florești, 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 la nesfârșit Florești. Deci e un dezastru fără chip, fără seamăn. A fost și miză importantă pe construcții, pe nu știu ce, s-au făcut o felul de șmecherii, pe tarlale în care aveai o suprafață de 20 de hectare, s-au emis titluri pe 25 de hectare, deci niște golănii absolut incredibile. Situația nu e deloc clară în continuare. Aici o să vezi, dacă încă o dată o să mă interesez la Tribunalul Cluj, să vedeți câte procese poate să se întâmple într-o comună, fraților. Într-o comună. Ți-a ocupat un tribunal întreg. Luăm pauză, ultima în această seară, ne întoarcem pentru ultima treime a emisiunii din această seară. Ne-am întors, oameni buni, proiect de țară, ultima parte a ediției din această zi de 2 decembrie. O dedicăm unei discuții mai aplicate, să spunem așa. Încercăm să vă desenăm un tipar. Un tipar al valorilor, un tipar al țăranului român. O să facem profilul, nu de Facebook, așa, de viață a unei îndeletniciri agrare. Și o să vedeți cam cum funcționa acel țăran în interiorul acestui tipar, dând randament, bucurându-se, trăindu-și viața. Domnule profesor, am pomenit în pauză că s-a întâmplat ceva în genetica asta românească. Ne-am părăsit acele pattern-uri, așa cum se denumesc ele în engleză și le-am împrumutat și noi, acel tipar al existenței, acea matrice care te face până la urmă, printr-o rutină, printr-o obișnuință, să funcționezi optim, predictibil. Unde am ieșit din tipar? Când am călcat afară? Primul element al tiparului care îl avem lipsă în acest moment este cel legat de nume. Nu știm cum să-l numim pe agricultor. Să-l numim țăran, la unii le este rușine. Să-l numim fermier, la alții le este rușine. Să-l numim exploatant agricol, la alții le este rușine. În toate țările din jurul nostru, individul care muncește pământul are o lege care îi definește natura meseriei pe care o practică. Dacă e în Germania, se cheamă Bauer, adică e țăran. Dacă este în Franța, îl cheamă peisan, adică este țăran. Și au o lege în spatele acestei noțiuni care explică obligațiile și drepturile lui profesionale. Deci, primul element, nu știm cum ne cheamă. Și toți când ne prezentăm, eu sunt agricultor, eu sunt țăran, eu sunt fermier. Nu mai știi cum te cheamă. Și atunci te bate vântul. Al doilea element. Familia. Țăranul a muncit în decursul istoriei într-un cadru social foarte clar delimitat. Și anume familia.
mărimea fermei depindea de numărul de brațe care puteau deservi acea fermă. 2, 4, 6, 8, 10. Astăzi ne-am îndepărtat de la o afacere familială, dânsul țăran, nu? Sau agricultor, doamna este profesoară, face naveta în comuna vecină. Cum vrei să meargă bine o fermă țărănească când doamna muncește în altă parte sau domnul muncește în altă parte sau și soția doar muncește în fermă? Deci ne-am depărtat de la aceste valori. Ori Germania de astăzi, Franța de astăzi, Austria de astăzi și-au construit un model de agricultură bazat pe familie. Familia germană, franțuzească, austriacă deține 10, 30, 50 de hectare și muncește acel număr de hectare în funcție de specificul fermei. Al treilea element fundamental. Pământul, resursele pe care își bazează o fermă agricolă existența. În toată istoria noastră, pământul era proprietatea de drept și de fapt al acestui țăran. Proprietate. Ori, astăzi în emisiune am auzit ce probleme avem legate de accesul la această resursă în condițiile în care un stat samavolnic, condus de indivizi pe care noi i-am votat, au vândut resursele țării, neștiind că au încălcat o poruncă strămoșească care spune că pământul pe care îl deții, de fapt nu e al tău, ci al copiilor tăi. N-ai drepturi asupra acestui pământ. N-ai drepturi decât juridice. N-ai drepturi morale. Dreptul moral de-a-l folosi. De-a-l folosi, dar nu oricum. Uzufructul viager. Uzufructul viager, dar nu al folosi oricum. Al folosi în așa fel încât să nu deteriorezi acest bun, ca atunci când îl lași copiilor, să nu îl lași mai stricat decât l-ai luat de la părinții tăi. Câți dintre noi, după 45 de ani de activitate în agricultură, pământ preluat de la părinți, îl lăsăm la un nivel de fertilitate mai ridicat decât l-am luat. Poți să-l lăsăm, evident, mult mai degradat decât l-am luat de la părinți. Deci, în istorie, țăranul român a fost proprietar. În Grecia, a românii, oierii vlahi din Grecia, până în 1940, Doamne ferește ca vreun membru al comunității să vândă pământul unui străin, că îi teau mâna. Doamne ferește ca un tânăr din familie să se căsătorească în afara regulilor funciare stabilite de către familie pentru a putea prezerva și a crea condițiile dăinuirii acelei ferme. Pentru că căsătoria era, de fapt, pe lângă un element cultural și social al comunității, avea o dimensiune clară economică. Se întemeia o nouă unitate economică în acea localitate. Deci ce avem ca elemente fundamentale? Numele, să știm cum ne cheamă, că este fundamental. Familia, muncim în familie, iar angajații sezonieri eventuali îi luăm doar atunci când chiar este nevoie, cum este cazul Germaniei sau a Franței de astăzi, sezonieri doar dacă este nevoie la recoltat de struguri sau la recoltat de cartofi sau la altă activitate de căpșuni sezonieri. Și când ne depărtăm de aceste valori fundamentale, evident că în momentul respectiv intrăm în derapaje. Astea sunt repere materiale, da? Proprietatea, da, cele legate de fundamentul, să zicem, funcționării fermei respective. Apoi ne-am îndepărtat de bunele practici din tiparul unui țăran român. Bunele practici în care asociau munca agricolă cu evenimente de natură culturală sau religioasă. Să iau un prim exemplu de natură culturală. Păi semănatul era un moment nu al individului, era un moment de bucurie a întregii colectivități, care în Maramureș se puncta printr-o sărbătoare numită Tânjaua. Se mai întâmplă și astăzi. Tot satul venea să vadă care este cel mai harnic
țăran și seamănă primul, care face primul arătura. Recoltatul era un act simbolic. Se adunau indivizii la oaltă. Se crea coeziune între indivizii dintr-un sat. Nu se mai întâmplă. Recoltatul strugurilor, tăiatul porcului, toate activitățile care în mod normal ar trebui să îl vizeze doar ferma în sine, era o bucurie pentru colectivitate de a crea un eveniment cultural, se adunau la oaltă. Din punct de vedere religios, țăranul român asocia practica agricolă cu elemente de natură religioasă, sacră. Adică nu te apucai de semănat fără să ai parte de o slujbă aparte. Am fost în acest an, în 2015, în Polonia, la Uerii Vlahi din munții Carpații, din Carpații Nordici. Am fost în 24 aprilie de Sfântul Gheorghe și am asistat la o slujbă dedicată plecării oilor în munte. 5.000 de oieri îmbrăcați în costum popular din trei țări, Cehia, Slovacia și Polonia, asistau la o slujbă dedicată plecării oilor în munte. Eu nu cunoșteam poloneza, dar la al treilea cuvânt auzeam cuvinte în limba română și am înțeles slujba respectivă. Adică astăzi, în 2015, ca strategie de marketing, ca să nu mă refer la religie, strict la marketing, oierii din munții Carpați Nordici leagă evenimente de natură culturală, erau 5.000 de oameni acolo, de natură religioasă, pentru că viața lor se duce de la Sfântul Gheorghe la Sfântul Dumitru, când țin oile în munte, marcată de niște jaloane culturale și de credință. Între aceste două repere, aceste două jaloane. Astea sunt elemente, câteva elemente de tipar național pe care le-am pierdut. Astăzi avem trei boli majore ale românului. Cea mai gravă este cea de a fugi. Simți că este greu, te-ai dus în țară străină, alungat de guvernanții care te conduc, crezând că acolo unde ții bine, acolo e patria ta, cum este vorba în latină. Dar de fapt ai un suflet văduvit, un suflet care trăiește o dramă extraordinară, asta în cazul în care familia e cu tine, dar în cazul în care copiii te rămân în țară. Dezastru social lăsat după tine când copiii rămân acasă în țară cu bunicii, doar noi putem astăzi deconta, da, la nivel național. Da, decontat emoțional. Emoțional, sunt traume emoționale fantastice pentru sute de mii de copii rămași acasă cu bunicii și care nu mai pot fi controlați din punct de vedere social și astăzi ajung deșeuri din punct de vedere social pentru că ajung să intre în tot felul de zone de influență nefastă și pierdem copiii. Iar când ne întoarcem acasă din Spania după 10 ani de zile, nu numai că pământul este mai scump de 10 ori de când atunci când am plecat. Nu numai că m-am trezit cu stăpânul meu din Spania, stăpân la mine în sat. De două ori stăpân. Nu mai scap de stăpân în veci. Voi rămâne slugă în veci și în Spania de astăzi și în România de mâine. Chiar dacă pământul în România astăzi nu mai e 500 de euro, ci 5.000 de euro sau 10.000 de euro. Astea sunt derapaje pe care noi ca indivizi am intrat în aceste derapaje și atunci să nu ne mirăm de ce ne merge prost. Ne mai rămâne să mai dăm vina pe cei care ne guvernează, pe bună dreptate, dar uităm să ne uităm în oglindă. Ar fi bine ca din când în când oglinda să o avem lângă noi și să vedem cât suntem noi de frumoși atunci când judecăm pe cei care ne conduc și pe care i-am votat, evident, tot noi. Ăsta este un tipar pe care l-am uitat. Ca să mă refer tot la Polonia, țăranii plecați de aici cu oile acum 700 de ani, astăzi în Polonia fac brânză într-un tipar de lemn. În acel tipar de lemn, înseamnă două bucăți de lemn, rămâne o amprentă culturală pe brânza respectivă, cu numele familiei, cu motivele populare de pe ie, de pe tot ce avem ca și simbol național. Transferă simbolul de pe haină pe unul, care este simbolul de pe ciorecii din Oltenia sau din Carpații Nordici, îl transferă ca element național pe brânză și trăiesc corect, pentru că acea brânză este o brânză identitară. Nu mai este brânză doar agronomică, este o brânză culturală care transmite cumpărătorului
un mesaj legat de individul respectiv, de cultura lui. Noi nu mai putem vinde produse alimentare. Noi trebuie să vindem produse care au în spate povești de viață, povești culturale, povești de credință. Asta e noua economie de piață în care am intrat. Cine nu se adaptează, dispare în istorie. Noi nu putem la 5 hectare, 7 hectare... Domnule profesor, apropo de identitate, de nevoia de a vinde, până la urmă, o identitate, un produs, e cartea ta de vizită, trebuie să vorbească despre tine, absolut, despre familia ta, despre relația ta pe care ai avut-o sute de ani, despre pe un traseu, locurile, despre locurile de baștină. Ori, în ce măsură suntem noi adaptați, pregătiți la această competiție, când noi, în momentul de față, avem un singur DOC sau două maxim la, în Uniunea Europeană, la nivel european, da? Dacă vorbim de patrimoniul UNESCO și vorbim de 33 de monumente sau așa mai departe, în domeniul acesta alimentar, noi avem magiunul de Topoloveni și mai avem telemeaua de Ibănești. Două produse, atâta e capabilă România să furnizeze în 25 de ani la nivel european, când Franța, Italia, nu spun câte sute au. Pentru că noi ca profesori, ei ca guvernanți, n-aș știu să explice țăranului român că în această competiție pe piața agricolă europeană ai doar două canale pe care poți să juca. Primul canal este un canal industrial. Produci marfă agroalimentară industrială. Ai în buzunar 1 milion de euro, faci marfă ieftină, brânză, cartofi, pâine ieftină și vinzi unui popor sărac. Dar dacă n-ai 1 milion de euro în buzunar, cum este cazul țăranului român, mai ai la dispoziție al doilea canal de vânzare. Este un canal legat de ferma familială care are 3, 5 hectare, 10 hectare, unde va trebui să vinzi produse pe o nișă de piață unor oameni care au pretenții de la acest produs. Nu contează prețul pentru un consumator, că atunci când cumpără brânză identitară, el cumpără brânză cu poveștile din spatele brânzei respective. Țăranul român n-a știut că există două canale, a știut că există doar un singur canal, cel industrial, să vândă marfă ieftină, brută, la un popor sărac. Și a rămas sărac și acest țăran român. Ei, pentru a putea să ajutăm acest țăran român să ridice capul din țărână, trebuie să-i arătăm că există și un alt canal de vânzare cu o altă nișă, unde undeva la 10% din populația Europei, a României, își permite să cumpere produse care au o valoare culturală în spatele lor, în care se pune în valoare toată munca artizanală pe care mâinile o pot realiza ca să realizeze acest produs. Deci vorbim de produse care se fac în casă de o manieră artizanală. N-am nevoie de fabrică, am nevoie de un atelier de procesare de 50 de metri pătrați, 70 de metri pătrați, de 2-3 camere, astăzi pe care le are țăranul român, nefolosite la țară. Despre un alt canal de vânzare. Până acum nu i s-a spus nici studentului, nici țăranului, nici omului politic. Viața satului. Cum? Nu vă ocupați să vă bateți capul de vânzare. Noi vă explicăm că vine patronul străin, vă cumpără laptele la preț de bajocură, mălaiul la 50 de bani și voi veți rămâne slugi. Nu vă bateți capul. V-am rezolvat noi problema. Pe vecie. Vă scoatem în istorie. Nu asta spun, asta fac. Prin mesajul emisiunii și alte emisiuni. Va trebui să reînvățăm acest țăran român să-și cunoască drepturile și obligațiile și să cunoască regulile unui tipar național. Ce înseamnă să fii țăran și să faci alimente românești? Ce înseamnă aliment românesc? Ca și încărcătură emoțională, culturală, istorică sau agronomică. Ce se ascunde în spatele unui kilogram de brânză românesc? Ce s-a ascuns în istorie? Ce se ascunde astăzi în Grecia, la oierul a român din Grecia, care a plecat cu oile de la Sibiu acum 500-1500 de ani. Ce se ascunde? Se ascunde foarte multă cultură. Am fost la ei în Grecia în această vară cu familia. Ce am văzut? Brânză identitară. Are omul 500 de oi, 300 de oi, 1000 de oi.
are marca familiei imprimată pe brânză în Munții Pindului din Grecia. Pe respectivul ambalaj văd elemente identitare, văd cârlibana. Ce cârlibana? Un toiag cu care prinzi oile ca să le poți duce la strungă sau în altă parte. Este element identitar, îl vezi pe brânza respectivă. Dar cine i-a învățat, domn profesor, marketing pe oamenii ăștia? Au plecat de aici cu oile de multă vreme. Totuși, iată, povestiți de lucruri pe care le fac de hăt ani de zile, sute de ani. Mă rog, iată, cum să spun, au noțiuni de marketing în sânge. Noi nu vedem, adică toată ziua vedem la televizor vorbindu-se despre branding, despre nebunii, despre marketing, despre filozofia diferențierii de celălalt și tot nu înțelegem nimic. Noi facem, am fost la Berlin la un târg. Ți era și rușine să te uiți cum erau ambalate telemelele și alte mieri și alte produse duse din România. Zic, bă, da, chiar atâta nu putem? Oierul francez și văcarul francez are 367 de brânzeturi diferite. O brânză în fiecare zi, cu alt nume, cu alt gust. Oierul român, văcarul român, n-a știut să diferențieze la nivel de calitate, să diferențieze o brânză de la o comună la alta, de la un sat la altul, de la o familie la alta. Nu i s-a explicat până acum. Va trebui să explicăm că dacă vrea să rămână în agricultură, va trebui să aibă o brânză diferită de cea a familiei vecine, de cea a comunei vecine, de cea a județului vecin. Asta face neamțul, austriacul, danezul. Fac brânză diferită și spun o poveste în momentul vânzării care e specifică satului comunei din care provine. Elementul cultural este fundamental în noua economie de piață în care am intrat. Fără aceste elemente identitare, nu putem vinde brânză, nu putem vinde pâine, nu putem vinde niciun produs alimentar. Că nu ne-am născut bancheri ca să avem în spate milioane de euro ca să ne facem fabrici industriale, ca să vindem pâine pentru popor sărac, la preț de nimic. N-am avut această neșansă sau șansă. Suntem oameni simpli și va trebui să pricepem reguli simple pe care Europa ni le propune, dacă vrem să le înțelegem. Da, eu n-am văzut, domnule profesor, uitați-vă acum că tot vă ascult și îmi trec prin cap tot felul de idei. Însă n-am văzut în programele Post-Dru, de pildă, care au cheltuit niște miliarde de euro în România, pe tot felul de formări profesionale, de deformări profesionale, de, mă rog, poți să le numești cum vrei, nivelul de absorție în piața muncii, știm că a fost foarte redus per total. Ori, o lecție de tipul ăsta, învățarea omului, inclusiv cum să-și facă, și noi am mai povestit aici, acele laboratoare de incubatoare de afaceri în mediul rural, adică unde investe, duci efectiv și faci școală, carmangerie cu procesare, lăptărie cu procesare, albinărit cu procesare, toate derivatele. Și cu școală alături, bineînțeles. Cu școală alături, și adică investi și pe copiii ăia care încă umblă la școală în sat și îi spui, uite cum poți tu să rămâi acasă, nu mai trebuie să te gândești că pleci de acasă, pentru că te înveți să dai valoare muncii tale. Avem instrumentele pe LIDER. Avem până luna februarie de realizat strategie de dezvoltare locală în România pentru a cheltui 600 de milioane de euro până în 2020. Avem toți banii din lume. Țăranul habar n-are că aceste instrumente există. Nu s-a organizat să meargă la GAL ca să devină partener cu GAL-ul, să devină membru în GAL-ul respectiv. Avem instrumente specifice. N-a fost informat, nu se informează, nu știe că trebuie să se informeze, nu știe care e obligație morală pentru copiii lui ca 20 de zile pe an să se pregătească în fiecare lună, măcar 2 zile să meargă, să se pregătească, să facă un schimb de experiență ca să vadă vecinul lui din altă comună cu ce a avansat tehnologic mai mult decât el. Ai făcut școala cu 30 de ani? Crezi că e destul ca să faci față unei competiții astăzi în lume, când țăranul austriac are obligație prin lege ca 25 de zile pe an să meargă la schimb de experiență într-un an de zile, fără de care nu primește subvenție? E formarea continuă. Este formare continuă pe tot parcursul vieții. Dar nu-i pregătire din aia care să mergi la școală, nu.
Te duci la școală, pe parcela la Petre, în practică acolo, să vezi, Nicolae, cum a mai inovat la el în fermă. Ce etichetă a pus pe brânza lui? Ce model de brânză a mai creat? Cu ce rețetă? Să vezi inovație tehnologică într-o lume a competiției. Da. Crezi tu, țăran român, că vei rămâne sub forma asta încă 6 ani de zile la ce ți-au pregătit guvernanții ca și politică până în 2020? Nicio șansă. Vei intra în istorie. Am rămas foarte surprins de o cifră pe care am auzit-o acum câteva zile, că de fapt nu mai avem 1.300.000 de țărani cu cât am încheiat anul 2013 la Apia, că mai avem doar 900.000. Adică de alaltă ieri până astăzi s-au pierdut pe drum 400.000 de familii din vechiul exercițiu încheiat în 31 decembrie 2013, s-au pierdut pe drum până astăzi 400.000 de familii care nu mai au acces la banii de la Apia între 2014 și 2020. Dintr-o simplă învârtire de condei, mă întreb câți dintre cei 900.000 care au teoretic acces la Apia astăzi mai termină acest drum până în 2020? Câți mai rămân în picioare? Guvernul spune cam așa: 100.000 de fermieri români, nu le spune țărani, fermieri, adică slugi, că în istorie fermierul e slugă. Cu 100.000 de fermieri, adică de slugi, am putea da mâncare României, spune guvernul român. Spunea fostul ministru. Da. Și guvernanții noștri de până acum. Înseamnă că ni se pregătește ca de la 900.000, cât s-a mai rămas acum după ultima mișcare, să mai scăpăm de vreo 700.000 de țărani, să-i trimitem pe lavița istoriei, după cum se gândește politica agricolă în România. De la 1 decembrie la 1 decembrie se întâmplă lucruri, fraților, în România, însă e o Românie, cum să spun eu, nepublică, nearătată la televizor în fiecare seară. Vă mai spuneam, fiecare ministru al agriculturii pleacă cu victimele de rigoare. Duce pe banca lavița istoriei, cum spune profesorul Avram Fițiu, măcar 100, măcar 200, măcar 300 de mii de țărani care intră în vacanță totală. Uită că au fost țărani și nu-și mai găsesc rostul. Cam asta, cam în acest fel se materializează guvernările în această țară. Cam atât pentru seara de astăzi. Ne vedem luni. Până atunci, cele bune, Doamne ajută, păstrați-vă speranța!